Streleț a fost însărcinat să formeze un cabinet și să prezinte un program de guvernare în Parlament în următoarele 15 zile, a declarat șeful statului moldovean. Parlamentul urmează să se pronunțe în legătură cu noul guvern pe 31 iulie. Candidatura lui Streleț a fost convenită de către partidele din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană și prezentată președintelui luni după amiază. Streleț, în vârstă de 45 de ani, este cofondator și deputat al Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova. El conduce grupul parlamentar al formațiunii începând din septembrie 2014. Coaliția la putere a încercat să ajungă la un acord asupra unei candidaturi după ce Kiril Gaburici a demisionat din funcția de premier pe 12 iulie.